În fiecare dimineață se făcea comisia fumativă, se fuma din fiecare sortiment de țigarete și acolo spune ce lipsește la acea țigaretă sau ce are în plus. Dacă ustură, dacă are prea mult gudron, dacă nu arde, dacă... Și atunci se aduceau îmbunătățiri la rețete. Și lotul respectiv se măcina și se relua procesul din nou. Vizibil emoționată, doamna Vuici își amintește când a pășit prima oară în fabrica de țigarete. Prin repartiție, fabrica de țigări. A fost ceva ce la început mi-a fost frică, mi-a fost greu, dar în același timp curiozitatea, faptul că era un domeniu nou pentru mine, faptul că eram tânără, faptul că se câștiga destul de bine. Toate astea m-au motivat să rămân în Timișoara, chit că eu deloc sunt din Pitești. În anul 1989, când a venit Revoluția, vă spun salariul meu care era 2612 lei. Era un salariu bun și totdeauna salariile în industria tutunului au fost bune, pentru că și munca a fost grea, mai deosebită, toxică, deci altfel, cu un altfel de specific. Cu aceeași nostalgie în glas, domnul Ciolac retrăiește sentimentul întâlnirii cu colectivul fabricii de țigarete. Nu știa pe atunci că avea să dobândească o a doua familie. M-am angajat în anul 1986, aveam 24 de ani și m-am angajat la serviciu aprovizionare în calitate de tehnician. După aceea a urmat, după 2 ani de zile, am fost angajat ca și contabil la serviciu achiziții agricol, până în anul 1990, când mi-am continuat activitatea la biroul personal. Au fost niște ani frumoși, trăiți în fabrica de țigarete, unde am crescut, am fost promovat și, ca să zic așa, și desăvârșit pe linie profesională. Programul de lucru începea la 7 dimineața. Atunci harnicele femei luau halatul și baticul, adică uniforma de lucru, și intrau în procesul de producție. O parte din muncă era manuală, iar femeile își îndeplinau sarcinile cu conștiinciozitate, dexteritate și iscusință. Gingașe și firave, ca și atunci când participau la concursurile organizate de brigada artistică. Se producea cam 2 milioane de țigarete pe zi. Deci era producția foarte mare, erau salariații motivați, lucram și sâmbăta, lucram și duminica, dar parcă n-am simțit atunci așa că era greu sau că nu aveam timp liber. Aveam o singură duminică pe vremea lui Ceaușescu liberă. Nu am simțit așa că era greu. Aveam grădiniță unde salariații își duceau copiii, aveam echipă de dansuri care mergea la concursuri și unde câștigau premii. Aveam brigada artistică, unde la fel se mergea la concursuri și se câștigau premii. A fost frumos. Ritmul de lucru era delirant. Țigările curgeau râuri pe benzile utilajelor. Economia țării duduia. Totul era planificat și coordonat de la centru. Eram subordonați Comitetului Județean de Partid, Comitetului Municipal de Partid, unde trebuia să facem diverse raportări. Și vinea un control și verificau. Banca verifica realizarea cifrei de plan, că altfel nu exista posibilitatea să ne luăm salariile. Dar muncitorii veneau sărmani în 3 schimburi și trăgeau și realizau. Iar inclusiv noi, birocrații, nu stăteam 8 ore la birou. De multe ori, după orele de producție, după orele de program, mergeam în producție și ajutam la realizarea planului, ca să ne luăm și noi salariile. Am fost vreo 1200-1200 și de salariați. Când s-a închis fabrica, am mai fost 263 până în 300 de salariați. În octombrie 2003, că nu o să uit niciodată. 23 octombrie 2003 s-a închis fabrica de țigarete. Atunci noi ne-am luat rămas bun, unii de la alții. S-a pierdut industria tutunului. Pierduți au fost și miile de cultivatori și tonele de tutun. Mi-am trăit viața 19 ani acolo și mai trec aproape săptămânal. Și mi se rupe sufletul, pentru că înseamnă tinerețea mea acolo. Unde m-am format, m-am desăvârșit profesional și, din păcate, și prin mine, și prin foștii colegi, fabrica a pierdut. Pentru că ne-a pregătit pentru viață și nu ne-a folosit integral fabrica, a trebuit să ne lase liber, să ne căutăm locuri de muncă. Puteam să jur că de acolo ies la pensie. Și că fabrica de țigări, fabrica de tutunuri, de fumuri, nu se va desfința niciodată pentru simplu fapt că românul fumează. N-am crezut nicio clipă că pe Ion și pe Gheorghe sau pe mine mă va obliga să fumez țigări străine, statul român. Niciodată nu m-am gândit. Am considerat că Snagovul, Carpațul nostru, țigările noastre, etalon, bineînțeles, și de tradiție, vor supraviețui. Bine, nu m-am gândit că va supraviețui ca și țara asta, dar un timp vor mai supraviețui. Nu a fost să fie. Interesele au fost mult prea mari. Interese negative, în defavoarea noastră. Declinul fabricii de țigarete nu a început în anul 1990, la fel ca și în alte cazuri. Dimpotrivă, după Revoluție, începe o nouă etapă în viața fabricii. Începe orientarea spre economia de piață. În 1993, la Seceane a fost înființată o fermă de cultura tutunului, iar în 1995 a început importul de utilaje performante. Mi-amintesc că prin 90 și ceva, nu mai știu când, Philip Morris a dorit să facă o cooperare cu fabrica de țigări, o colaborare. Nu știu de ce nu s-a finalizat. La fabrica de țigarete era o tradiție. Orice salariat aproape de pensie lăsa în locul său un tânăr din familie pentru a-i duce munca mai departe. Colectivul fabricii lucra în armonie perfectă, între zidurile cenușii, mirositoare a tutun, respingător pentru unii, dar plăcut pentru toți cei care l-au clădit. Noi, în fabrica de țigări, am fost ca o familie. La fiecare ne-am știut problemele, ne-am știut necazurile, ne-am știut bucuriile, ne-am ajutat unii pe alții. O nostalgie din asta așa cam dureroasă. Așa, îmi pare rău că s-a închis. Ne pare rău tuturor. A fost un sentiment dureros ca și atunci când, cum să spun, ca și când am pierdut pe cineva drag. Dumnezeu m-a ferit să pierd pe cineva drag, apropiat, până în clipa de față și sper și de acum încolo, dar atunci am simțit că am pierdut ceva. Ca și când mi-am pierdut casa, ca și când mi-am pierdut inclusiv aerul cu care am trăit. De fiecare dată când trec pe lângă fabrică, mai remarcă un geam lipsă și noi buruieni care invadează frumoasa grădină de trandafiri de odinioară. Proprietarii nu mișcă mare lucru. Nu au reabilitat clădirea, așa că au pus-o la păstrare. Lasă intemperiile să se ocupe de ceea ce ei nu pot, sub amenințarea amenzilor. În Banat circulă o vorbă, când casa n-are suflet în ea, se dărăpânează. Așa și fabrica, neavând suflet în ea, nu mai îngrijește nimeni, nu mai are viață clădirea aia. Am văzut și eu ce este în interior, m-a durut. Știam ce lipsește din fiecare loc, că acolo a fost geam, că a fost ușă, că a fost secție, că a fost... Nu mai este. Ca și când m-aș întoarce după o viață înapoi în țară, în clădirea aia și-a zice, Doamne, de aici a fost floare. Nu mai este. Din păcate. Dar nu poate să dărâme clădirea, că este clădire istorică. Zvonurile lansate în perioada închiderii fabricii spuneau că importurile, concurența și contrabanda au fost câțiva factori care au contribuit la prăbușirea fabricii. Importurile de țigări au fost o problemă așa mare. Nu cred nici dacă au venit multinaționalele. Trebuia să lase să meargă concurența. Și cine s-ar fi... Eu sunt convinsă că niciodată fabrica de țigări de la Timișoara s-ar fi închis. Știți că sunt oameni care și acum mai întreabă dacă sunt Carpați. Carpații au fost așa o țigară din asta comună și pentru toată lumea. Sunt oameni care întreabă și acum, oare unde aș putea să găsesc? Și am spus niciunde. Era bătaie pe țigările noastre. Stăteau mașinile în fața porții, pe stradă și așteptau să le vină rândul la încărcat și la cumpărat și la încărcat. Deci, pentru că la Timișoara, nu știu ce a fost în alte fabrici surori, dar la Timișoara se respecta rețeta. Tot ceea ce era rețetar se introducea în țigarete. Aproape de momentul închiderii, noua linie de echipament a fabricii producea 2 tone de țigări pe oră. În anul 1998 au fost investiți acolo 20 de milioane de mărci germane. Industria nu era încă prăbușită. În anul 2000 a avut loc o tentativă de privatizare, mai apoi o revenire la stat, iar 2 ani mai târziu trecerea către sectorul privat a fost definitivă. A mai fost o privatizare, după aceea nu știu eu exact și nu m-a preocupat. S-a anulat privatizarea, am revenit la stat pentru scurt timp după 2000, și după aceea a revenit patronul, a câștigat din nou licitația și s-a luat decizia la nivel de patronat, s-a negociat cu sindicatele și s-a luat decizia să se închidă fabricile de țigări. Bine, tutunul românesc a fost amplu și foarte bogat. Existau și stațiuni de fermentare, existau și stațiune de cercetare în București, a fost lângă Băneasa. Deci am fost bogați, în ghilimelele de rigoare, pentru că nu noi, angajații. De stațiunea ăsta, tutunul românesc era foarte dotat. Era Timișoara, Târgu Jiu, Sfântul Gheorghe, Iași și București. Era la cheie fabrica. Care a fost principiul? Nu-l știu. Patronul n-a discutat cu mine. Interesul și l-a știut singur. Păcat. Probabil nu i-a fost așa de rentabil cum a calculat inițial de a lua decizia să închidă fabricile de țigări. De dinainte se știa că o să se închidă, Culmea, prima care a fost închisă a fost Timișoara. Apoi Iașu, ori mai rămas Râmnicu Sărat și ori mai rămas Bucureștiul, Târgu Jiu, după noi vreo 2 ani. Și s-au închis. Și practic acum industria tutunului în România nu există. A noastră nu există. Avem multinaționalele care... Semnalul deschiderii porților se dădea la o toacă de fier, iar sunetul ei se auzea până departe. Din 2003 a încetat să mai bată. Dacă mâine ar striga goarna, cum se spune, toți ne-am întoarce înapoi. Am uitat că au trecut aproape 10 ani. Am uitat. Așa mi-aș dori să se mai deschidă odată fabrica de țigarete și să mă duc să bai lucru. Dar oare nu e nostalgic? Măcar o zi. Da. Ce ați face în ziua aia dacă ați... Aș trece așa pe la toate secțiile, aș trece prin toate cotloanele, aș deschide toate ușile, să văd ce mai e. Dar nu mai e nimic. Și niciodată nu cred că o să mai fie.